Bună, mă numesc Eliza Paraschiv, lucrez în domeniul industriei construcțiilor de 7 ani și în cadrul Bravo de 5 luni ca și manager planificare producție. Am început ca și inginer planificare producție în industria instalațiilor sanitare și m-a atras faptul că pot fi parte din dezvoltarea confortului societății. Una dintre provocările din activitatea pe care o desfășor zilnic ar fi gestionarea unor situații critice și găsirea unor soluții rapide. Inspirația în carieră provine din faptul că pot fi parte dintre oamenii care contribuie la îmbunătățirea calității vieții și susțin confortul prin noi tehnologii. Ca femeie în această industrie pot spune că la începutul carierei am simțit că am mai puțină credibilitate, însă acest sentiment s-a estompat odată cu trecerea timpului și dobândirea experienței. Ca și realizare în cadrul Bravo, pot spune că am contribuit la dezvoltarea departamentului de planificare producție și susținerea acesteia pentru a aduce la nivel de excelență productivitatea companiei. Dacă ar fi să aleg o floare care să simbolizeze impactul femeilor în industrie, ar fi cactusul. De ce? Pentru că este o plantă adaptabilă în orice condiții.